conform unor surse, bugetele serviciilor secrete vor fi reduse, fie că vorbim de bugetul SRI, bugetul SIE sau bugetul SPP. Cea mai mare reducere se pare că va fi tocmai de la SPP, de acolo de unde știm bine la serviciile acestui serviciu de protecție și pază au renunțat mai mulți demnitari în frunte cu premierul Viorica Dăncilă. Nici celelalte servicii secrete, fie că vorbim de SRI, fie că vorbim de SIE, nu vor scăpa de tăieri din bugetele lor. Dacă am vorbit de procente, cel mai mare procent fiind la SPP, ei bine, ca sumă, probabil, cea mai mare sumă va fi tăiată din bugetul Serviciului Român de Informații și asta pentru că bugetul SRI pentru anul acesta, aprobat la finalul anului trecut, este unul de 2,3 miliarde, în timp ce la SIE bugetul este de aproximativ 280 de milioane de lei. Rectificarea bugetară nu va fi făcută în ședința din această săptămână. Sunt discuții încă care se poartă în interiorul ministerelor și rămâne de văzut până la urmă ce decizie finală va lua coaliția și desigur cei care se ocupă de rectificarea bugetară, în speță miniștrii din cabinetul condus de Viorica Dăncilă. Mulțumesc!